victoria muncită, probabil cea mai muncită victoria noastră de până acum și mă bucură cu atât mai mult pentru că am arătat ca o echipă matură, ca o echipă care știe ce are de făcut și în momentul în care adversarul ne-a oferit prilejul, am înscris și am reușit să câștigăm. Întrebări. În continuare, fără vorbimit acasă, nu? Da. Lucrăm mult la partea tactică pentru defensiv și mă bucur că se vede. Se vede în rezultate, se vede în evoluție și deși uneori mai și facem greșeli, avem și noroc. Azi am avut noroc în câteva situații, dar face parte din joc. Ce l-ai zis la pauză? Nu le-am spus mare lucruri, le-am spus doar că trebuie să avem mai mult curaj, să încercăm să jucăm mai mult fotbal, pentru că înaintea jocului am zis că n-aș vrea să riscăm prea mult, dar probabil ei au înțeles-o greșit și majoritatea mingilor le-au jucat la întâmplare, le-au bubuit. Și asta, doar asta le-am cerut, să avem mai mult curaj și să încercăm să jucăm mai mult fotbal. Au fost și încrâncenare, au fost apăsați prea mult, poate de importanța dată de suporteri. Nu cred că asta a fost. În mintea lor, vă dați seama, era un meci cu Steaua, un meci important, un meci la o oră bună pentru fotbal, un teren bun, cu atmosferă bună. Își doreau, probabil, să obțină mult mai mult în seara asta. Am zis, m-am întâlnit un adversar bun, probabil cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit până acum, nu probabil, sigur, cel mai bun adversar pe care l-am întâlnit până acum, un adversar care l-am prins, după părerea mea, într-un vârf de formă și mi-aș dori să rămână în vârful ăsta de formă pentru că pentru ei urmează meciuri cu adversarele noastre directe. Și m-am zis, un adversar, dar bine că am câștigat 3 puncte. M-a întrebat cineva înainte de meci și dacă vreau spectacol sau rezultat și am spus din prima că vreau rezultat. Și asta s-a întâmplat în seara asta. Am făcut un rezultat bun, 3 puncte în clasament. N-am jucat cel mai frumos fotbal, dar peste câteva zile se vor uita și vor rămâne doar puntele din clasament. Într-un fel, samuraiul Takayuki, arma secretă, mai intra foarte bine. Ați văzut că avem pe bancă jucători care pot intra și face diferența. Și asta, pentru un antrenor, e cel mai bun lucru care se poate întâmpla. De fiecare dată când am apelat la un jucător, a intrat și a venit cu plus. Asta s-a întâmplat azi cu Taka, asta s-a întâmplat cu Diara, azi, da, venit după bancă, cu două goluri înscrise. Ceilalți care au intrat, cu Stică, Kindri și cu Stain, la fel au intrat cu plus. Deci e important să ai o bancă bună și noi la momentul ăsta avem o bancă bună. Ce s-a întâmplat cu Iarovici? Ce problemă? Mai mult ca sigur ceva muscular, pentru că acolo s-a... N-am intrat prea mult în amănunte. O să vedem, avem două zile libere și după aia vedem cum suntem, unde suntem și medical și din toate puterele. Mai de acum încolo vei merge la stilist de fiecare dată înaintea fiecărui meci? Mă duc o dată la 3 săptămâni, poate, mă trimite nevastra mea. Am înțeles. Tu mai puțin cu stilistul. Mă opresc ce ești, ce se mai. Ești și un antrenor norocos? Te consideri? Eu am mai spus-o că nu cred în astea noroc, n-am superstiții sau noroc. E muncă, e vorba de muncă. Noi muncim și cred că o facem bine. Uneori știi cum e, când muncești și dai totul, mai se întâmplă să mai ieși șansa. Am avut în seara asta, am avut șansă, pentru că au avut niște ocazii mari. Eu o pun pe noroc pe asta. Probabil ei n-au pregătit destul de bine, dacă erau mai bine pregătiți decât noi, ne-ar fi învins în seara asta. Ok. Le dai liber la băieți? Așa. Două.